Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune a evenimentului istoric, o emisiune pe care o moderez, de fapt la care asist cu surprindere și cu încântare de fiecare dată, pentru că invitatul meu, istoricul Alex Mihai Stoienescu, reușește să ne aducă niște în memorie și să ne explice niște evenimente care pe mulți dintre dumneavoastră i-a făcut să exclame că nu-și cunosc istoria. Nu e vorba de faptul că ne cunoaștem sau nu ne cunoaștem istoria, ci este pur și simplu de faptul că istoria este un domeniu fascinant, în care tot timpul ai ceva de învățat, tot timpul descoperi ceva și niciodată nu poți să spui că știi tot. Alex Mihai Stoienescu, bine ai venit, Alex! It. Este o combinație rară, un om care cercetează cu cerbicie, cum spun eu, și care în același timp știe să transmită lucrurile astea cu o savoare care cel puțin pe mine mă face de fiecare dată să îmi doresc să vină vineri cât mai repede, să putem continua aceste aspecte incomode din istoria României. Alex, dacă mi-aduc bine aminte, rămăsesem la prima tentativă de abdicare a regelui, a principelui Carol, că nici măcar că nu e Carol I, că aici știi că avem tot timpul tendința să prezentăm un personaj istoric în toate valențele sale. Dar acum suntem la 1870, suntem la momentul Republicii de la Ploiești, pe care l-ai relatat cu atâta savoare, și la prima tentativă de abdicare a principelui Carol, iar era să zic Carol I. Am reținut bine, Alex? Da, corect. Și, într-adevăr, și eu am această tendință, pentru că pentru mine și pentru toată lumea a rămas... E regele. Formulă, regele, știi? Acum lumea își dă seama despre cine e vorba, dar și despre momentul istoric. Însă era domnitor. Pe de altă parte, vom vorbi astăzi despre niște acțiuni esențiale, fundamentale de constituire a statului modern român. Subiectul principal, esențial, fiind, de fapt, această concepție politică. Stat. Dar, Alex, hai să explicăm puțin. Ce înseamnă stat modern? Că el a devenit o sintagmă. Toată lumea zice, s-au pus bazele statului român modern. Era feudal până la acel moment? Fără îndoială, și încă a persistat un timp, pentru că structura societății era încă feudală. Sigur, s-au dat legile de către Alexandru Ioan Cuza, de dezrobire, de reformă agrară, s-au dat aceste legi, dar procesul, să numim așa, procesul revoluționar, și chiar va trebui să fac niște conexiuni pentru ascultătorii noștri ca să înțeleagă fenomenologia asta și mai ales momentul ăsta extrem de important, 1870-1871 până în 1876, după care urmează independența. Este o perioadă care a fost tratată mai puțin, aproape deloc, în manualele școlare. Este mult mai, din punct de vedere simbolic, este mult mai important războiul de independență pentru formarea unui școlar și chiar și pentru istoria României decât ceea ce s-a petrecut înainte, care ne pasionează pe noi fiind atinși de microbul ăsta al istoriei. De ce? A fost aproximativ, putem spune așa, o perioadă de calm. Deci nu au fost, am prezentat toată succesiunea de revolte de stradă, de mișcări, de violențe între 1860 65, 64, apoi 66, revolta de la Iași. Deci a fost o perioadă extrem de agitată, pornită cu Revoluția de 1848 și care s-a terminat la 1871 cu subiectul pe care îl avem noi astăzi, pentru a arăta tocmai importanța lui. După care a urmat prima guvernare lungă. Noi nu am avut, gândiți-vă că în cei de anii de domnie al Alexandru Ioan Cuza,
A fost atunci spune, ca o sarabandă, era carusel. A avut 24 de guverne, de fapt, au fost schimbări de miniștri și remanieri de guverne, deci de vreo 24 de ori, ceea ce este enorm pentru astfel. Deci nu era instabilitate politică, ci conceptul ăsta de instabilitate politică. Or, Alex, tu mai întrebi. Că și asta aș vrea, cel puțin pentru mine. Faptul că erau atât de dese schimbări la nivelul guvernului, după părerea ta, afecta funcționarea statului sau statul funcționa paralel de aceste schimbări guvernamentale? Și mă refer la stat, nu mă refer numai la instituțiile statului, ci și la economie, la viața. Fără îndoială că a afectat și, în primul rând, funcționalitatea. Dar să nu uităm ce am discutat în emisiunile anterioare. Prin reformele lui Cuza s-au introdus forme, instituții. Ele trebuiau să funcționeze, au fost încadrate cu funcționari. Cum am explicat cu criticile lui Eminescu, în emisiunile anterioare am dat toate detaliile. Și trebuia să ajungă la cetățean, adică principal la țăran. Ăștia formau majoritatea poporului. Și atunci s-a pus această problemă de către istoriografie și de metodologie istorică, în care v-am spus că m-am specializat special, tocmai pentru a înțelege acest fenomen, fenomenologia istorică. Noi am avut de-a face și, în general, în istoria noastră, cu procese istorice. Este, de aceea am încercat să explic, este greșit să spunem revoluția din decembrie 1989. Nu mai vorbim de faptul că a fost o revoluție. Bun, lăsăm astea deoparte. Dar revoluția nu este o chestie care se petrece într-o zi sau într-o lună, sau, ci este un proces revoluționar. Un proces revoluționar care România a început în 14 decembrie 1989 la Iași, tentativa de revolt. A continuat cu Timișoara, represiunea, și până la 20 mai 1990, când au loc primele alegeri libere. Ori toată această perioadă este de fapt un proces revoluționar de transformare, pe care îl numim mai simplu, unii îl numesc mai simplu revoluție, așa, ca să nu se complice. Dar, din punct de vedere al istoriografiei, este vorba de procese revoluționare și ele nu pot fi izolate doar în decembrie 89. Sigur, sunt aceia care insistă pe povestea asta, expresia asta cu revoluția din decembrie 89, ca să arate că, de fapt, revoluția este doar ieșirea în stradă a oamenilor. Nu, procesul revoluționar de care vorbesc, așa cum îl tratează istoricii, nu l-am inventat eu. Așa. Și metodologia istorică, procesul revoluționar este o desfășurare pe o perioadă mai lungă de timp, iar la noi acest proces revoluționar din 1989-1990 s-a petrecut între 14 decembrie 89 și 20 mai 90. De aceea toate evenimentele care s-au petrecut în această perioadă, de la revolta ieșenilor din decembrie, apoi a Mișorene, apoi de la București, răsturnarea lui Ceaușescu. Ne mai vorbim de tentativa de la Cluj. Și sigur, și Cluj, și în alte orașe. Toate astea sunt niște procese, fac parte dintr-un proces revoluționar de transformare. Eu aș vrea să te spun un lucru, pentru că, și nu mai știu dacă am mai discutat despre povestea asta, că acum, dacă tot am ajuns la capitolul ce înseamnă o revoluție. O revoluție nu este precedată, de fapt, de o schimbare de mentalitate? Pentru că o revoluție înseamnă, de fapt, pur și simplu răsturnarea unei situații la nivel de 180 de grade. E precedată de ideologii, de idei noi. Înseamnă schimbare de mentalitate. O schimbare de mentalitate, iar și noi, ca să închidem subiectul ăsta, în 89-90 ne-am aflat sub impactul deciziilor luate de Uniunea Sovietică, de Gorbaciov, de a schimba sistemul, de perestroica, de glasnost, de toate lucrurile alea pe care le-a adus el, de dezarmarea nucleară și negocierile cu Reagan mai întâi. Toate lucrurile astea au avut efect. Deci
De altfel, mi se pare că m-a spus acest lucru, este un istoric și un analist german de origine din România, Aneute Gabani, o distinsă doamnă, cea care a explicat pentru prima dată în România că termenul de revoluție din 1989 se potrivește mișcării, transformării pe care a produs-o Gorbaciov în URSS și în, cu consecințe în Europa de Est. Deci termenul de revoluție potrivit, și are dreptate din punct de vedere istoric, este fenomenul de ansamblu care a cuprins toate țările și eu zic să ne oprim aici când ne ajungem. Aici, că oricum e clar că vom ajunge și la, sper să ajungem la momentul ăla. De ce am făcut această comparație? Pentru că noi am trecut între 1848 și 1871 printr-un astfel de proces revoluționar. Și am să explic încă o dată de ce. În primul rând, readuc aminte de la emisiunile anterioare că am povestit atacul din noaptea de 10 martie 1871 asupra coloniei germane din București. Deci colonia germană de București, repet, își făcuse organizase un banchet, o ceremonie în onoarea împăratului Germaniei, al Imperiului German, așa, și este atacată de un grup de manifestați cu violență, sunt răniți membrii, chiar consulul general german, domnitorul Carol încearcă să ia măsuri, poliția nu răspunde și manifestația se desfășoară mai departe, iar toată noaptea, iar cei care participaseră, colonia germană este scoasă prin spatele clădirii undeva, repet, cu răniți între ei, și domnitorul Carol în această situație cheamă mai întâi pe prefectul poliției, apoi pe primul ministru, zice, domnule, luați măsuri. Și se întâmplă un lucru, pentru că știm bine lucrul ăsta din o grămadă de evenimente de acest tip. În momentul în care scoți poliția și o duci împotriva unei manifestații sau armata, deja manifestația, mai ales dacă este foarte bine motivată și are o ideologie, ei vrea ceva, iar ceea ce vrea manifestația era detronarea lui Carol, deci era o continuare, dacă vreți, a fenomenului din 1870, Republica de la Ploiești. Nu neapărat Republică, ci răsturnarea, schimbarea domnitorului german cu unul francez. Și fusese acea propunere cu prințul Napoleon, cu nepotul lui Napoleon, care să fie adus pe tronul României în locul lui Carol. Am spus lucrurile astea, le-am explicat. Deci această manifestație de noapte l-a determinat pe Carol să decidă abdicarea. Adică a ajuns la concluzia că nu poate conduce această țară și, de fapt, a ajuns la două concluzii principale. Unu, Constituția votată în 1866 era prea liberală, el o numea libertină chiar, așa. Deci conținua niște drepturi care nu se potriveau realității sociale și a mentalităților poporului român și mai ales oferea anumite libertăți, garantarea anumitor libertăți, între care cea mai dureroasă era libertatea completă a presei. Și am arătat foarte clar, presa continua să aibă campanii întregi împotriva domnitorului și a dinastiei și pentru Republică. Existau publicații care îndemnau, în fiecare an îndemnau la o revoltă, trebuie să facem din nou o revoltă, adică națiunea nu și-a spus încă cuvântul. Și în condițiile astea, iar în al doilea rând, a ajuns în acea noapte Carol la concluzia că poporul român este germanofob, că nu iubește pe germani și pe domnitorul german și că este francofil. Este, cum să spun, dedicat aproape în întregime Franței, care era statul înfrânt în războiul franco-prusian. Și
cu toate astea, deși Franța era prăbușită, căzută, așa, în România Franța era în continuare principala putere protectoare, principal aliat, sora mai mare. Celebră. Era vorba și de filiația ideologică, pentru că, da, să nu uităm, 1848-1821, intelectualitatea românească, care acum ajunsese la putere, își făcuse studiile, o mare parte din această intelectualitate își făcuse studiile la Paris. Participate, da, la revoluție. Există acest curent pe care am să îl explic tocmai din perspectiva evenimentului istoric. Și anume, în noaptea respectivă de 10 spre 11 martie 1871, Carol hotărăște să abdice. Și el face niște... sigur, ulterior, fac o paranteză, ulterior, povestea asta a abdicării a fost marginalizată, a fost ocolită de istoriografie, nici n-a fost menționată, ca și când fiind un episod, ca și când Carol ar fi păcălit pe politicienii români. Nu, nu este adevărat. El a convocat în acea noapte la palat pe membrii locotenenței domnești. El fusese investit ca domnitor, urcat pe tron ca domnitor, de către locotenența domnească, care se constituise după schimbarea lui Alexandru Ioan Cuza. După ce Ioan Cuza a fost detronat, s-a constituit o locotenență domnească formată din Lascăr Catargiu, care era conservator, Nicolae Golescu, care era liberal, radical chiar, așa, și colonelul Haralambie, un ofițer care comanda trupe... Care reprezenta armata. Care reprezenta armata. Deci, Carol convoacă în acea noapte această locotenență domnească. Colonelul Haralambie era în străinătate, nu era prezent, și s-au prezentat cei doi lideri politici, Lascăr Catargiu și Nicolae Golescu. Nicolae Golescu, care, așa cum am arătat emisiunea, tocmai trecuse prin procesul cu Republica de la Ploiești. Fusese implicat, fusese inculpat și în sfârșit a fost achitat și se prezintă la palat. Or, atunci s-a întâmplat un lucru foarte clar din punct de vedere al cercetării istoriografice. Domnitorul Carol le-a înmânat un act de abdicare. Deci nu a fost vorba, domne, vedeți că am abdicat. Nu, a întocmit un act de abdicare pe care l-a înaintat celor doi lideri politici. Lascăr Catargiu a spus, dom'le, sire, ar trebui să vă mai gândiți, să nu ne vă pripiți, că sunt agitații pe stradă, dar ne le potolim, astea o să treacă. Iar Nicolae Golescu a spus, dom'le, nu este o manifestație organizată de Partida Liberal, nu există încă Partidul Național Liberal. Nu este o manifestație a liberalilor, ci o manifestație a studenții. Și cu studenții știți cum este, chiar un subiect interesant în istoria noastră. Că student înseamnă 4 ani dintr-o viață, da? Timp de 4 ani. Vremea era mai mult. Pe vremea da, asta era mult. Erai student când vrei. 4 ani, da. Ce se întâmplă cu... Erau considerați studenți și după ce terminau facultatea, rămâneau în această categorie a studenților. Bun, închid paranteză. Și le spune, nu, și atunci... Carol le spune, nu ne mai aveți timp până mâine, pentru că eu voi face două lucruri. Unu, voi convoca pe toți consulii marilor puteri și le voi anunța abdicarea mea. Deci voi informa marile puteri că am abdicat convocând la palat consulii. Și într-adevăr, după ce au plecat cei doi, el a convocat consulii și i-a informat că a abdicat, că s-a produs abdicarea lui de pe tronul României. Și doi, le-a spus, dacă voi vreți să mai încercați să mai salvați situația, să mai faceți ceva, mergeți în Parlament și obțineți de la Parlament două lucruri. Unu, posibilitatea de a restricționa cumva, de a da o serie de legi sau de a face niște convenții așa chiar neoficiale de nerespectare a punctelor Constituției care sunt prea
libertine, cum spunea, deci care oferă prea multe drepturi și care se manifestă haotic în România. Nu este civilizație în Occident să-și exercite drepturile în mod conștient și responsabil. Și aici e un haos. Și în primul rând, toate libertățile astea se transformă în atacuri de presă și în manifestații de stradă violente. Ori asta nu e sistem de guvernare și, doi, împiedică guvernarea. Nu se poate guverna în România de niciun fel din cauza la aceste libertăți care trebuie restricționate cumva. Deci găsiți în Parlament un sprijin politic pentru a restricționa astfel de drepturi și, doi, votați bugetul. Trebuia votat bugetul. Ori bugetul reprezentat de fapt finanțarea programelor personale discutate cu liderii guvernelor dinainte, cu Ghica și cu ceilalți, pentru programul personal economic, dezvoltarea căilor ferate, construcția de poduri, reorganizarea administrativă, deci toate lucrurile astea. Deci pentru el bugetul însemna votarea banilor pentru a putea continua programul propriu, că era un program propriu ăsta pe care îl discutase el. Și atunci era esențial, unu, să se admită că se pot face niște modificări ale Constituției, chiar dacă nu se modifică Constituția în textul ei, niște abateri, și doi, să voteze proiectul propriu, programul propriu de dezvoltare economică, votându-se bugetul. Ori pe chestia asta erau bătălie întreagă în Parlament aceste două chestii, care nici unul, punctul 1 cu reducerea libertăților, nici nu intra în discuție. Era un scandal imens în Parlament să nu se atingă nimeni de Constituție și, în primul rând, de libertatea presei și de protecția ziariștilor. Nu exista un articol de protecție a jurnaliștilor ca să nu fie dați în judecată, să nu fie acuzați de calomnie, să nu pățească nu știu ce atacuri. Și doi, bugetul, cum spuneam. Și atunci pleacă Lascăr Catagiu la Parlament, convoacă Parlamentul la ora 1, din data de 11 martie. Se convoacă Parlamentul și îi anunță. Domnitorul Carol a abdicat în această noapte și azi dimineață ne-a prezentat locutenții domnești actul de abdicare. Ce facem? Ce facem? Există posibilitatea ca domnitorul să rămână pe tron dacă facem aceste două lucruri cerute de el și le-am explicat mai devreme. Să se facă niște abate, să dăm niște legi prin care să totuși să putem sancționa o serie întreagă de infracțiuni de presă, calomnia. Existau și în primul rând se urmărea condamnarea penală a lezmajestății, atacului la rege. Gândiți-vă câți ani a durat, de-abia până în 1881 s-a introdus într-adevăr un articol în codul penal în care se sancționa injurii, se sancționau injuriile sau atacurile la adresa domnitorului sau regelui. Și dar tot prin justiție, adică nu era așa cum se mai întâmplă. Pe vremea aia erau, și asta trebuie spus, delictele de presă erau curte cu juri. Eram în fața unor jurați, erau foarte puțini cazurile de condamnare. Dar cum? Care era problema? Nu exista o sancțiune, gata, l-a înjurat pe domnitor sau pe rege în ziar și au zis, abdică, dă-te jos de patronul ăla și nu știu cu tare, se duce și îl ia și îl arestează și bagă la pușcărie. Nu, se făcea prin proces totuși. Chiar acuza, chiar sentința asta se dădea în urma unui proces. Nu era un act discreționar, ca să zic așa, de putere, domnul, l-ai înjurat pe rege, gata, te arestam. Deci, lucrurile astea, în Parlament a izbucnit iarăși un haos. S-au certat, cum să spun, a fost acolo, cum, toată partea liberală și toate fracțiunile, existau fracțiunile ultranaționaliste, existau fracțiunile liberale, existau fracțiuni, toată partea asta a urlat, imposibil, cum să renunțăm la drepturile constituționale, drepturile omului, pe care de-abia l-am obținut, care de fapt
era doar o declarație, era un text constituțional. Realitatea de zi cu zi, având în vedere ce spuneam mai devreme, nivelul societății, nivelul netransformării administrativă, care nu se produsese încă. Deci toate elementele a ceea ce numim stat modern, după modelul occidental, că de fapt m-a întrebat ce era statul. Statul era un model occidental de stat modern, pe baza democrației moderne, inspirată de democrația ateniană, de toate, dar pusă în condiții moderne și care avea ca funcție economică capitalism. Adică ce numim noi astăzi economia de piață. Lucrurile astea nu au fost invenții românești. Lucrurile astea au fost importate. Noi le-am copiat după Occident. Iar copierea lor în țară s-a lovit de niște greutăți, în primul rând de situația reală a Exact cum societății. spuneam, era o societate feudală. O societate feudală cu mari moșieri, cu mari proprietari care erau toți grupați Care până în. câțiva ani înainte avuseseră sclavi, nu? Țiganii. Exact. Și până, nu mai spun, până dezrobirea țiganilor sau Roma, cum se numesc astăzi. Deci toate lucrurile Pe astea. vremea aia au dezrobit țiganii. Da, și am mai spus lucrul ăsta și într-adevăr se găsește istoriografia noastră, se mai folosește din când în când, problema formei fără fond. S-a introdus forma capitalistă, democratică, parlamentară, regimul parlamentar și s-au introdus instituțiile moderne fără ca în realitate ele să fie încă aplicate. Ăsta e motivul pentru care revin la ce am spus mai devreme. Noi discutăm în istorie, istoricii discută de proces revoluționar, de proces de constituire a statului modern, nu de faptul că făcând unirea din 1859 sau votând Constituția în 1866, a doua zi a apărut statul modern. Nu, în realitate, în societate, în națiune, pentru că națiunea este forma de organizare proprie statului modern. Am explicat mai devreme niște emisiuni, diferența între națiune, popor, populație, mulțime, astea sunt categorii istorice care trebuie explicate. Poate, chiar te rog, la un moment dat, poate prin vară, așa, când e mai multă vacanță și lumea e Când doboară relaxată, căldura, da. să facem o emisiune numai despre noțiuni. Numai despre noțiuni și concepte istorice. Care e diferența între Revoluție și lovitură de stat? Care e diferența între Bun, asta să știi națiune, că vom ajunge când dacă ne ține Dumnezeu, la decembrie 89. națiune și popor? Care e diferența între adunare și mulțime? E o diferență, sunt niște categorii pe care istoria le-a clasificat și le-a lămurit, le-a dat definiții. Ori noi operăm cu aceste definiții. Pentru un istoric profesionist, când spune națiune, el știe exact la ce se referă. Se referă la organizarea modernă a unei societăți în statul modern, deci secolul XIX. Nu poți să spui națiune decât în forma medievală de nație veche pentru secolul X sau secolul XI. Era echivalentul poporului, adică a națio etnica, a poporului ca unitate etnică. Deci națiunea modernă este cea care se constituie, un text celebru al lui Ernest Renan, care se constituie în perioada modernă, după ideile moderne pornite de la Revoluția franceză, pe ideile de constituire a unui stat modern, care să pornească de la drepturile și libertățile fundamentale a omului și să creeze instituții care îl protejează, că asta era ideea, protejat de stat. Adică națiunea care e compusă dintr-un popor unitar, un popor ca formulă etnică, majoritar de cele mai multe ori, și minoritățile naționale. Ele împreună formează națiunea. Poporul este o denumire istorică deja și se referă numai la poporul fondator etnic, cum e cazul nostru al românilor, polonezii, cehi și așa mai departe. Deci închid paranteza și revin. Noi avem de-a Am face ajuns cu la momentul la care Lascăr Catargiu se duce în Parlament și îl întâmpină lui ce cu el. parlament? Acolo se declanșează un scandal. Sigur, conservatorii nu reușeau, nu aveau oamenii. Liberalii aveau
oameni puternici, mai ales plus o grămadă de demagogi. Acolo erau niște declarații sfărăitoare. Vorba lui Alexandru Dobescu. Alexandru Dobescu are o declarație, o formulă frumoasă așa despre naționaliști, de fapt despre ultranaționali. Deci, domnule, la noi, naționaliștii au mers atât de departe încât au impresia că gâștele din ograda lor sunt moștenitoare, sunt urmașele gâștilor Capitolului. Deci, da. Cum atât de roman și de urmașa lui Traian, încât gâștele din curtea lui trebuie să fie și ele urmașele gâștelor Capitolului. Cuiva, știți? Da. Cuiva gâștele celebra. Ce se întâmplă? Guvernul Lascăr Catargiu dizolvă Parlamentul. Dizolvă Parlamentul, dar mai întâi se întâmplă următorul lucru. El nu are ședința, Parlamentul se termină pe la ora 18, la 6 seara, și își dă seama că nu mai are nicio soluție. Doi, se întâmplase următorul lucru. În urma întâlnirii lui Carol cu consulii, acesta anunțându-i că a abdicat, toată presa, în Telegraf, toată presa occidentală anunța că domnitorul Carol a abdicat în România. România nu mai are rege, nu mai are domnitor. Deci, deja apăruse presa de seară din Germania, din Franța, care anunța în România a abdicat Carol, domnitorul Carol. Și e vorba de o abdicare. Nu se scria acolo că mai sunt negocieri, că un guvern care să vină, să facă, să dreagă și să-l întoarcă din drum. Ci era prezentată ca o decizie categorică și ca o abdicare efectivă, urmând ca Carol de Hohenzollern să ia trenul să întoarcă acasă în Germania. Ori treaba asta a speriat foarte mult în seara aia de 11. Dom'le, ăsta deja e o abdicare, noi ce mai discutăm aici, ce mai putem face, nu mai avem soluții de fapt. Și doi, în permanență a existat acest pericol, l-am mai vorbit și l-am mai prezentat în emisiunile anterioare. Pericolul extern. Faptul că orice destabilizare, orice declanșare de haos administrativ, politic, nu mai vorbesc, în România, era speculat de trei imperii, de cele trei imperii care ne înconjurau. Are Dobrogeanu Ghera la un moment dat o formulă foarte interesantă, o citez aproximativ, a spus, dom'le, noi eram înconjurat de trei imperii care niciunul nu ne vrea binele. Toate trei imperii vreau să ne ocupe. Otomanii, Imperiul Otoman se considera stăpân al țărilor române. Imperiul Țarist vroia să le ia locul, să fie ei stăpâni, adică să ne ocupe ca să fie ei, iar Imperiul Austro-Ungar dorea să controleze ei partea asta de români, astfel încât să nu existe subiectul Transilvaniei. A românilor din Transilvania, adică ei știau foarte bine că sunt majoritari, că începuseră mișcările de emancipare, Partidul Național și așa mai departe. Deci, în momentul în care pe presa internațională a apărut Carol din România a abdicat, a început Petersburgul să miște, să apară declarația Ministrului de Externe. Țarul îi trimite o scrisoare, până la urmă îi trimite o scrisoare lui Carol foarte importantă. Țarul Alexandru îi scrie lui Carol și îi spune ce fii atent, tu poți să pleci oricând. Deci noi, Rusia, ne vom orienta după acest moment și vom vedea ce vom face. De fapt, invadau, intrau în Moldova, clar, și în țara românească. Zice, dar tu mai fă o încercare. Speriei. Speriei că dacă abdici, România va intra în haos și va fi ocupat. Deci chiar țarul îi scria lui Carol și spunea, bă, ai grijă ce faci și mai degrabă încearcă să-i sperii ca să revină asupra mișcărilor astea de stradă și toate nebunie astea republicane pe care o fac, astfel încât să rămâi pe tron și să asiguri stabilitatea acestei țări. Deci, foarte interesantă este scrisoarea țarului, felul în care gândea, cum a gândit politic acest. Ceilalți, de exemplu, scrisorile, corespondența din Germania și din Austro-Ungaria,
Îi spuneau ce, domne, noi nu vrem să ne implicăm în deciziile tale. Așa. Practic spuneau, abdică și revină la viața ta civilă de prinț din casa Hohenzollern și cu România o să facem un congres. Asta era una dintre probleme. Că se organizează un nou congres internațional în care să se decide soarta României. Ori, cum povestește Sabina Cantacuzino, fata lui Ion Cebrătianu, așa, ea povestește memoriile extraordinare, pentru cele mai bune memorii publicate, ea povestește și, dom'le, Prusia ne anunța, din Prusia ne anunța, ne luăm mâna de pe voi, faceți ce știți, dacă îi spunea lui Carl, dacă tu pleci de acolo. Austro-Ungaria declanșează la Constantinopol niște negocieri prin consulul austro-ungar de la Constantinopol, începe să discute cu marele vizir, să discute negocierea unei cedări a România, țărilor, principatul, cum le numeau încă, către Imperiul Otoman. Adică să revenim la, dar mai rău, să devenim stat subordonat, pașalăc, de fapt, asta era forma, respectiva Imperiul Otoman. Urmând ca probabil iarăși aceeași poveste, austriecii să-și rezerve Oltenia, adică să ocupe din nou Oltenia, iar restul de Muntenia și cu Moldova să revină Imperiul Otoman. Și Brătianu, de exemplu, că de-aia știa Sabina Cantacuzio, pentru că Brătianu interceptase toată această corespondere și chiar unele lucruri le-a aflat mai târziu și le-a comunicat fetei sale. Așa. Deci, noi ne-am aflat atunci într-un foarte mare pericol. Foarte mare pericol. Deci, toată povestea cu locuirea peste noapte a domnitorului german cu domnitorul francez s-a prăbușit. Deci, n-a existat această soluție. Mai mult decât atât. Lascăr Catargiu reușește în seara aia să constituie un guvern. Spunea el, un guvern de ordine, un guvern care să introducă ordinea constituțională și ordinea administrativă în țară, adică să potolească toate agitațiile astea de stradă. Așa. N-avea cum să schimbe atitudinea pro-franceză, filo-franceză pe care avea românii, dar asigura un guvern stabil cu un program care, aici e foarte important, să coincide cu programul personal al domnitorului. Adică Lascăr Cătărgiu se întoarce cu o listă de guvern în care exista un amănunt important și anume, cum e explicat și mai devreme, Lascăr Cătărgiu era prim-ministru și ministru de interne. El pe adică putea toată să ia măsuri perioada, deja. Exact, pe toată perioada guvernării, a marelui guvern Lascăr Cătărgiu, a durat 5 ani. 1871-1876, asigurând prima perioadă de stabilitate politică și guvernamentală în România, el a fost și ministru de interne. Ori ca ministru de interne, Lascăr Catargiu, care are imaginea asta simpatică, poetică, puțin aiurită, care a rămas de la marele cronicar, cum spuneai tu foarte bine, Caragiale, adică prototipul Trahanache. Nu era. Era un tip cât se poate de categoric și să ne gândim, să ne aducem aminte. Lascăr Catargiu a fost prefectul poliției din Iași, sub domnitorul Sturza. El a păstrat, el a ținut ordinea internă, siguranța statului Moldova, era înainte. După aia, să nu uităm, cel care înfrânge, care zdrobește mișcarea antiunionistă de la Iași, în 1966, aia cu Roznovanu, cu Calinic, cu toate poveștile aia, cel care o zdrobește în sânge, este Lascăr Catargiu, cel care intervine la București, cel care, iarăși în mișcările care s-au produs și la București, în jurul votării Constituției, cel care obține, în ultima instanță, votarea Constituției în 1966, cel care intervine apoi în diferite alte situații, foarte dur. Deci a fost un tip
foarte categoric din acest punct de vedere, și anume pe principiul ordinii. Și ce domnule, îi spunea ordine constituțională, dar de fapt era ordinea de stat și posibilitatea de a guverna. Pentru că am văzut în presa vremii și mai ales cu ocazia votării Constituției în 1866, exista această teorie sau, cum să spun, această proiecție de imagine că, de fapt, declarația drepturilor libertăților cetățeanului aia, a Revoluției franceze, este o fantezie. Ea nu se poate aplica. Parlamentul francez, Adunarea Națională, chiar a respins-o, ceea ce era adevărat în altul. Rămăseseră principiile, de fapt. Așa. Și asta este o fantezie care a fost deja contracarată și tare rost să mai discutăm despre libertățile absolute, drepturi și libertăți. Am explicat cu drepturile fundamentale care sunt trei, libertățile fundamentale care sunt trei, drepturile care sunt mai multe. Și îmi spunea, această situație este depășită de istorie și de drept. De ce? Pentru că s-a constatat în primul rând în Franța că aplicarea principiilor drepturilor și libertăților fundamentale a omului împiedică guvernarea. Nu se poate guverna cu aceste principii. Deci în momentul în care poporul, în momentul în care națiunea se conduce ea însă singură după aceste idei de libertate absolută, apare radicalismul, apar mișcările împotriva oricărui guvern, împotriva ordinii publice, împotriva ordinii, poți să dai orice constituție, totul se transformă în anarhie. Deci asta era o proiecție de imagine foarte puternică la noi. Și asta a ajutat foarte mult pe Lascăr Catargiu și mai guvernul. Ales că, pe... Alex, și aici da. E o întrebare la care m-am gândit citind pentru emisiunea de astăzi. La o săptămână de la numirea lui Lascăr Catargiu și de la guvernul, instaurarea guvernului Lascăr Catargiu, izbucnesc că revoltele în Paris, are loc acea mișcare revoluționară cunoscută sub numele de Comuna din Paris, o mișcare profund comunistă, de fapt, că de aici vine Comuna din Paris, nu? O mișcare care avea steagul, stindardul roșu ca steag reprezentativ și la care participă o mulțime de români. Toate aceste evenimente au fost cumva legate? Fără îndoială. Deci, fără îndoială și la noi, toată mișcarea asta, sigur, nu a mers până la proiecția concomitentă, simultană cu Comuna din Paris, cu mișcarea comunistă de la Paris, care era și internaționalistă. Da. Deci, atenție, Comuna din Paris a adunat revoluționari din toată Europa. De-aia au fost și români acolo. Și noi am avut un protest al guvernului francez ulterior în care s-a protestat pentru participarea 800-900 de români au participat 900, la Comuna. Da, aproape de 900 de oameni. Ai noștri au spus, domnule, sunt de capul lor, nu au fost trimiși de țară, nu reprezintă România și i-a luat guvernul francez, i-a arestat și i-a deportat. Și i-a, mi se pare că i-a izolat pe niște insule. Deci a fost o reprimare dură, sângeroasă a Comunei din Paris. Dar evenimentele din București erau, precedau, că ele, precedau și cronologic, din punct de vedere cronologic, sunt extrem de apropiate, aș putea spune lipite. Foarte apropiate. Pentru că s-a bănuit întotdeauna, s-a bănuit. Nu, eu nu am găsit documente, eu cel puțin, deși eu am făcut o cercetare măsurie, că aceste idei, de fapt, erau proiecții, programe ale masonerii, care funcționa și în România și în Franța. Deci e posibil ca unele evenimente să se declanșeze mai devreme în România și ulterior în Franța. Numai că, repet, mișcarea Comuna din Paris a avut un caracter internaționalist și de instituire a unui regim pe care ei îl declarau continuator sau consecință a declarației drepturilor omului și cetățean. Adică comunismul este, ce spunea și Lenin mai târziu și Marx, comunismul este de fapt urmașa normală a declarației drepturilor. Iar noi spuneam conservatorii, cum a arătat mai devreme, că asta e o chestie depășită, nu se poate aplica pentru că nu se poate guverna.
Și deci se duce la Scărcătagiu și prezintă rezultă un guvern, guvernul lui, domnitorului Carol, și spune, mai dați-ne un răgaz ca să aplicăm niște măsuri de ordine și disciplină, ca să votăm bugetul și atunci veți vedea că nu mai e nevoie să abdicați. Și domnitorul Carol acceptă, într-adevăr la Scărcătagiu, în primul rând, cum spuneai și tu, dizolvă Parlamentul și începe să conducă o perioadă până decrete, care erau decrete de-astea, de care spuneam, de ordine. Mai era un aspect foarte important. La alegeri se organizează alegeri. La alegeri, liberarii pierd. Liberarii pierd foarte mult la alegeri. Stai puțin. Și aici trebuie explicat că era o chestie ușor atipică în România. Guvernul care venea și organiza alegerile. Ceea ce presupunea că ca în fiecare guvern trebuia să câștige alegerile. Cred că doar guvernul Gogă a reușit să le pierde. Da, e foarte bine că ai subliniat, iertați-mă o secundă. E foarte bine că ai subliniat, pentru că asta a fost, de fapt, esența condițiilor pe care le-a pus Carol Lasker. Deci rotativa guvernamentală însemna și rotativa alegerilor, care venea, a spus organiza anticipate și le câștiga. Da, deci exact ce ai spus. Deci Carol a cerut să se modifice. Deci, domnule, în ce constă modificarea Constituției, de fapt, o modificare a regimului parlamentar, a regimului democratic, care e, de fapt, regimul liberal. Astea era, ideile erau ale liberalismului. Și spune, dumneavoastră, ce costă? Problema e următoare. Să asigurăm stabilitatea guvernamentală prin modificarea principiului parlamentar, principiului electoral. Adică, România trebuie să se inverseze complet principiul alegerilor și al desemnării unui guvern, prin ceea ce spuneai tu, într-adevăr, că ăsta a fost esența cererii lui Carol. Și anume, care va continua să se numească, să se numească, înainte de alegeri, să se numească un prim-ministru și un guvern nou, care să organizeze el alegerile, să le câștige și în felul ăsta să asigure o majoritate, iertați-mă, să asigure o majoritate parlamentară și un guvern... Dea niște apă, că nu e problemă. Suntem un guvern între stabil. Prieteni, ca să zic așa. De să asigure un guvern stabil care se poate să aplice reforme. Stai puțin, Alex, că aici am eu o întrebare. Principele Carol, când ia această decizie, se gândește cumva mai puțin la jocul democratic și mai mult are o măsură, ia o măsură pragmatică, în sensul care își dă seama că politica în România nu se poate face decât dacă lucrurile într-o formă sau alta sunt aranjate din start. Pentru că, repet, singurul guvern care, din ce mi-aduc aminte, care pierde alegerile este guvernul lui Goga, Iorga Goga, parcă, nu? Nu. Goga. E vorba de ulterior de alegeri în 1937, da, pe care zice că le-a lăsat libere și... Da, libere și le-a pierdut. A pierdut toată lumea. Da, deci revenim. Îți răspund în felul următor. Se întâmplase următorul lucru. Pierzând alegerile și având și un scor foarte mic în Parlament, liberalii și în primul rând Ion Cebrătianu, intră în opoziție și încep să un proces de organizare a viitorului Partid Liberal în opoziție. Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două lucruri, două amănunte mai puțin cunoscute. Și anume, unu, Brătianu s-a dus în Germania, cred că la Heidelberg, se găsea Alexandru Ioan Cuza, fostul domnitor. Se afla în exil 3 ani în Germania. Și Brătianu s-a dus la el și a oferit să-l readucă pe tronul principatul, pe tronul României. I-a făcut această ofertă. Și noi iarăși răsculăm poporul, ieșim în stradă, răsturnăm pe domnitor și te aducem pe tron din nou. Și
De data asta ne cerem scuze, dar de data asta găsim o formulă în care să putem guverna și să poți să domnești peste țară. Deci i-a făcut ofertă lui Alexandru Iancus. Acesta a refuzat. Avea și niște probleme grave de sănătate. Avem o singură mărturie a unui prieten care l-a vizitat și se îngrășase foarte mult, era obez, pierduse părul și avea probleme de inimă, din cauza căruia a și murit după 2 ani, în 73. Moare acolo la Heidelberg, într-un hotel unde era cazat. Deci a refuzat pentru că el nu mai putea să revină pe tot. 2. Aici e foarte important, pentru că a existat o declarație publică a noi conducerea Franței, și anume președintele noii republici franceze, Adolphe Thiers, cel care a înfrânt în sânge Comuna din Paris, deci tocmai cel care a venit cu armata în forță și a distrus baricade, și după care a început să-i urmărească, să-i caute și să-i omoare. Deci foarte mulți comunarzi au murit ulterior fiind prinși și executați. Iertați-mă. Și Brătianu s-a dus la tir și le-a spus: noi, ce se întâmplă cu Franța? Ce face că noi suntem sora mai mică, vrem să urmăm? Republică nu mai putem face, am încercat și n-am reușit. Ce să face? Și atunci Thiers i-a repetat o declarație pe care o deduse public și care a fost celebră, a circulat în toată Europa, și care a spus așa: Franța va fi conservatoare sau nu va mai fi deloc. Am închis citatul. Și Carol face și el această declarație la mesajul tronului. Deci când deschide parlamentul următor, Carol face această declarație: România trebuie să fie conservatoare sau va pieri. Ce înțelegeau la momentul ăla prin conservatoare? Prin conservator se înțelegea ordine și stabilitate. Asta era. Însemna revoluționar. Revoluționar. Or, de-aia noi avem... Liberarii erau cunoscuți, scuză-mă, în epocă, ca fiind roșii. Roșii, da, da. Noi avem o explicație foarte bună rămasă de la Titu Maiorescu. Titu Maiorescu, care a scris istoria domniei lui Carol I, care a scris și lucrări de istorie, așa. Titu Maiorescu spune următorul lucru foarte inteligent și care este adoptat de istoriografia română ca fiind valabil. Și anume zice: în 1871, prin oprirea abdicării domnitorului Carol și prin instalarea guvernului Lascăr-Catargiu, primul guvern stabil al țării, s-a încheiat Revoluția de la 1848. Am închis citatul din Maiorescu. Foarte adevărat. De ce vorbeam mai devreme? S-a închis în sensul că s-a stopat. S-a oprit procesul revoluției. S-a oprit procesul revoluțional, spuneam mai devreme ca să se înțeleagă. În felul acesta, de-abia în 1871, procesul revoluționar de tip radical-liberal, de instalare prin forță, prin mișcări, prin revolte, prin tot felul de, printr-o presă agresivă, deci tot ceea ce însemna liberalismul roșu, cum spuneai și tu, așa, și-a încheiat, și care a fost declanșat prin Revoluția 1848 din Europa și din România, din Muntenia mai ales, acest proces revoluționar s-a oprit în 1871. Și din acel moment, în primul rând liberalii și mai ales Ion Cebrătianu renunță la aceste modalități de expresie politică și fizică, adică de linie revoluționară, de răsturnări și de instalări de republici și de toate mișcările violente de stradă, adică așa numitele mișcări populare revoluționare, considerate revoluții. Deci putem spune că în epocă, la acel moment, începutul final de secol 19, liberalii erau de stânga și conservatorii erau de dreapta. Exact, exact, exact. Și deci Titu Maiorescu
are această formulă excepțională, foarte corectă, sintetică. Procesul revoluționar pornit în 1848 se încheie în 1871. De ce? Pentru că este momentul în care Brătianu își dă seama că lumea s-a schimbat, că Franța, iată, care erau declarațiile Republicii Franceze, că practic toată această mișcare revoluționară europeană și-a încheiat procesul, propriul său proces, și că se trece la un alt mecanism, la o altă formă de organizare. Încă existau imperii. Ori statele mici, cum eram și noi, trebuia să găsească o formulă care să asigure ordinea internă, ordinea socială, ordinea administrativă și stabilitatea, ceea ce însemna, de fapt, în ultimă instanță, dezvoltarea economică. Adică noi încă nu pornisem la constituirea statului. Adică noi încă nu construisem statul modern. Aveam instituții, aveam niște oameni angajați pe acolo, dar, de fapt, funcțional, statul român să funcționeze, existau consulatele străine ale puterilor care se considerau în continuare protectoare și puteau interveni, existau mari moșieri, mari proprietari, deci toată structura țării nu arăta a stat modern și lucrul ăsta trebuia să se întâmple. Ori, Lascăt Catargiu vine și spune, deci acum e momentul să punem bazele statului român, dar pe principii conservatoare, nu pe principii revoluționare, liberale. Și această guvernare de 5 ani, 1871-1876, cu care România nu se întâlnise până atunci, o guvernare, această guvernare nu a cunoscut nicio revoltă de stradă, nu a cunoscut nicio manifestație, nu a cunoscut proteste. În presă au început să apară nuanțe, să mai dea crezare și guvernului, să mai laude o lege. Adică s-au produs niște modificări extrem de importante, generate și de, cum să spun, activitatea unei mari personalități, despre care iarăși nu s-a vorbit, doar așa amintit, dar care de fapt a fost esențială pentru guvernarea Catargiu și pentru țară, pentru statul modern, și anume Petru Mavrogheni. Sigur, sunt convins că mulți n-au auzit de el. Petru Mavrogheni a fost ministru de finanțe în acest guvern. Și rolul lui a fost acela de a pune bazele sistemului financiar român. Fiscal, no. Nu aveam bănci, existau bănci străine. Deci, pur și simplu, trebuia, în primul rând, primul lucru pe care l-a făcut, foarte important, a fost reforma monetară, a introdus banii românești. Noi nu avem bani românești. Bun, da. Stai puțin, banii erau moneda națională, era și un simbol al suveranității. N-aveam suveranitate. Am avut probleme și am să explic imediat. Și l-a introdus moneda banul românesc, așa. Nu mai discut acum de unde venea termenul ban. Din Oltenia, de la banii Olteni, așa, și că de fapt era... Olteni numiți bani. Poierul Olteni și era provenit de la taxarea gepizilor, încă de... Nu, apare cuvântul. Așa. Deci, introduce leul. Leul și banii. Leul 100 de bani, introduce moneda de 20 de lei, de 10 lei și de 5 lei, dacă mi-aduc bine aminte, între care moneda de 20 de lei era de aur, moneda de 10 lei era de argint, moneda de 5 lei era de aramă, dacă nu mă înșel, sau toate trei erau, nu mai țin minte exact, dar 20 de lei era polul, celebru pol, care era corespondentul monedei franceze Napoleon, de aur. Și restul, banii de 10 bani, din argint erau 2 lei, 1 leu și 50 de bani și restul și mai mici de 5 bani, 10 bani, 1 bani erau de aram. Deci introduce moneda românească. Noi am avut, cum spuneai tu, prima problemă, am avut-o când a apărut acest leu, 20 de lei, moneda de 20 de lei din aur,
care avea legenda, inițial a fost bătută la monetărie și avea legenda Carol I, regele românilor, ceea ce însemna că el se considera rege și al românilor de peste graniță și a celor de Basarabia, Bucovina și Așa este, Carol I, domnul României. Am găsit-o pe Oleg, să spunem, în Polia. Domnul rege. Da. Ori a fost obligat să schimbe. Se vinde, apropo de asta, știi cu cât se vinde? 9.700 de euro. 100 de mii, da, un milion, cine știe cât, 100 de mii. 100 de euro. Deci este foarte rară, că s-au bătut doar vorbim. Și s-au bătut în două ediții, o întreagă problemă, pentru că, repet, inițial scria domnul românilor. Ori a fost forțat, mai ales de austrieci, de Austro-Ungaria, a fost forțat să schimbă acolo și pune domnul României, al statului care emită moneda, nu al tuturor românilor, care însemna asta și cei din Austro-Ungaria. Austro-Ungaria, exact. Deci, Petru Mavoghen vine și încă ceva foarte important, foarte important. Deci era vorba de împrumut. Noi am explicat, am mai discutat în emisiunea întreagă, tot am avut tot timpul această problemă a împrumutului extern. Ori Petru Mavroghen hotărăște să nu facă apel la împrumutul extern, ci să obțină banii pentru buget și pentru reformele administrative și economice din împrumut intern. Apoi, încă nu exista Banca României, repet. Deci, asta a fost o mișcare extraordinară. El apoi a introdus monopoluri. Monopolul tutunului, al timbrului și al alcoolului. Și de aici iarăși a obținut o serie întreagă de bani cu care a putut alimenta bugetul. Deci, primul care reușește să facă o reformă monetară și să redreseze situația financiară în consecință și economică a României în acea perioadă este Petru Mavroghen. Extrem de important, eu cred că până la Mugur Isărescu n-am avut o personalitate de nivelul ăsta atât de importantă pentru țară. Că, știgur, poveștim de oameni politici, de regi, de domnitori, de președinți, de republică, dar până la urmă când cobori în măruntaile statului modern de care vorbeam, dai de ministru de finanțe și de șeful băncii și de ăia cu care reglementează situația financiară, controlează inflația și așa mai departe. Deci, Petru Mavroghen reușește să facă aceste reforme și să stabilizeze statul. Plus faptul că liberalii aflați în opoziție nu mai provoacă. Deci consideră și ei, în primul rând Brătianu, că s-a încheiat perioada revoluționară și că trebuie să găsească o altă modalitate și anume să se înscrie noului sistem parlamentar din Europa. Perfect. Alex, ne oprim aici cu această emisiune, urmând ca vinerea viitoare să reluăm de la acest moment, momentul guvernului conservator și prefigurarea independenței României. Mulțumesc mult de tot, Alex, doamnelor și domnilor. Ne revedem vinerea viitoare. Așa cum v-am spus, istoria incomodă a poporului român continuă. Eu spune, istoria incomodă și fascinantă a României, pentru că deja rolul meu de spectator atent îmi place din ce în ce mai mult. Ne revedem săptămâna viitoare. Mulțumesc!